Se resping cererile Natalia Berbec, Corneliu Crețu și Petru Harmoniuc de a fi propuși președintele Republicii Moldova pentru a fi numiți în calitate de judecător. Consiliul Superior al Magistraturii a examinat în marți cererile lui Petru Harmoniuc, Corneliu Crețu și Natalia Berbec, care solicitau ca dosarele lor să fie remise repetat președintelui Nicolae Timofti spre examinare și aprobare pentru funcția de judecător. Cele mai multe întrebări membrii Consiliului le-au avut față de Corneliu Crețu și activitatea economică a acestuia. Astfel, în 2010, el a devenit fondatorul unei companii de prestare a serviciilor de transport în Statele Unite. Crețu nu a prezentat autorități informații cu privire la capitalul social și veniturile acesteia. Ea a fost fondată înainte de a deveni candidat și în urma unei activități pe care am întreprins-o ca un oricare student în timp de vară în Statele Unite ale Americii. Atunci am considerat că ar fi oportun de a iniția o afacere pentru a-mi asigura un venit. Membrii CSM nu au trecut cu vederea nici automobilul de lux de care se folosește Corneliu Crețu. Ce bani îți cumpărați? A cui jipul este? Dumneavoastră, la vârsta asta, aveți un jip de 10.000 de euro. Ce cu jipul este? El nu este un jip de 10.000 de euro. Este. A cui jipul este? De unde? Care vă folosesc dumneavoastră și cu numere imenei, cum zice rusul. Da, el este matriculat pe moșul meu. Candidaturile lui Petru Harmoniuc și Natalia Berbec au fost respinse în baza mai multor obiecții ale Serviciului de Informații și Securitate, care au fost prezentate șefului statului. Cei doi candidați afirmă că au prezentat toate documentele solicitate care reflectă situația financiară a acestora, iar refuzul președintelui rămâne inexplicabil pentru ei. Serviciul de Informații și Securitate, în avizul meu personal prezentat, negru pe alb a scris că eu nu întrunesc factori de risc și nu sunt înregistrate încălcări ale legislației. Prin urmare, eu pot exercita funcția de judecător. Vizele SIS-ului, ele nu sunt negative, ele sunt ambigue. Și pentru a combate ceea ce a fost, eu am prezentat toate actele care mă vizează pe mine. Corneliu Crețu este fiul fostului vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău, Gheorghe Crețu, care este învinuit de omor din imprudența omului de afaceri Sorin Paciu la vânătoarea ilegală în pădurea domnească. Petru Harmoniuc este fiul fostului judecător al Curții de Apel Bălți, Valeriu Harmoniuc, care a demisionat după ce Procuratura Generală l-a suspectat de emiterea unor decizii ilegale. Petru este suspectat de SIS că ar fi încălcat legislația în activitatea sa anterioară. Despre Natalia Berbec, Serviciul de Informații și Securitatea a scris că în perioada în care a activat în calitate de jurist la o întreprindere, ar fi fost implicată în activități ilegale.